Medicii psihiatri sunt din ce în ce mai îngrijorați de apetitul omului față de crimă, care este o prezență constantă în viața sa din cele mai vechi timpuri și până în prezent. De altfel, se observă că tot ceea ce reprezintă crima face un rating deosebit în presă. Crima este o prezență constantă în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Numeric, ea a cunoscut creșteri și descreșteri, funcție de efortul societăților evoluate de a îngrădi acest flagel. Pe de o parte, familia, școala, biserica i-a educat pe oameni asupra caracterului abominabil al crimei. Pe de altă parte, crima a fost prezentă în operele literare, inclusiv în epopei istorice, plastice, artistice. În prezent, crima, omorul cu violență, face cele mai mari audiențe în mass media. Medicii psihiatri cred că un rol important în combaterea tendinței omului spre crimă cu toate formele ei este legat de prevenție, pe care o poate face doar societatea civilă, ce trebuie să impună presei, în special televiziunilor, să mediatizeze aceste crime doar pe canale speciale, destinate amatorilor de senzații tari și nu în toate mijloacele media, la îndemâna oricui. Ce poate face medicina? 1. Prevenție. 2. Colaborare cu criminologie, școală, biserică. Ce poate face societatea? În urma drepturilor și libertăților nelimitate, societatea civilă poate cere mass mediei să creeze publicații, edituri, canale, TV, radio specializate pentru amatorii de senzații tale. Corpul social trebuie să se opună apologiei crimei. Apologia crimei și altor fără de legi, apologie care invadează spațiul public și privat. Sfânta Scriptură ne oferă în mod repetat metode de salvare. Depărtarea de rău este începutul priceperii, iar frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Religia trebuie și ea să aibă un rol important în combaterea apetitului omului pentru crimă, așa cum un rol important trebuie să-l aibă educația. Societatea civilă este obligată să reacționeze față de valul crescând de crime din jurul nostru, cultivat asidu de literatură, cinematografie și televiziune.